la nevoia cea mai mare. Republica Moldova are azi, acum, nevoie de un sprijin financiar pe care nu-l poate primi din altă parte decât din partea noastră pentru a trece peste o perioadă dificilă. O perioadă dificilă pe care eu vă spun o au în special din cauza sancțiunilor economice pe care Federația Rusă le-a impus Republicii Moldova pentru un singur gest, dar un gest fundamental. Anul trecut, Republica Moldova, în persoana premierului Leanca, a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Ori, pentru că au fost sancționați pentru asta, eu cred că este datoria noastră să-i ajutăm. La nevoie se vede cine ți-e prieten și cred că prin ceea ce am făcut astăzi și facem în continuare, arătăm că pentru cei care locuiesc pe ambele maluri ale Prutului, suntem împreună și la greu și la bine. Mulțumesc încă o dată pentru vizită și vă rog, domnule prim-ministru.